Părinții mai pot depune cereri pentru a primi tichete educaționale până pe 3 octombrie. Acestea se depun la secretariatele unităților școlare la care sunt înscriși copiii. Tichetele sunt destinate elevilor de gimnaziu, dar și preșcolarilor, în funcție de veniturile pe care aceștia le au în familie. Cei 500 de lei pot fi folosiți pentru achiziționarea de îmbrăcăminte, cât și pentru rechizite. Statul ajută elevii și preșcolarii care vin din medii defavorizate. Pentru copiii înscriși în învățământul primar sau gimnazial de stat, există și anumite criterii de acordare. Unul dintre cele mai importante este venitul mediu lunar pe membru de familie, care poate fi de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Condițiile de a putea accesa acest program sunt venitul pe membru de familie, care trebuie să fie mai mic de 1850 de lei. Este un ajutor financiar binevenit pentru acești copii cu venituri pe membru de familie mai mic de suma menționată anterior. În anul trecut a beneficiat cineva din unitatea dumneavoastră școlară pe care o... Am avut beneficiari și în anul școlar încheiat al acestor tichete sociale pe suport electronic și ele au fost bine primite. De asemenea, acest ajutor se acordă și preșcolarilor pentru care condițiile de eligibilitate sunt diferite. Venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar trebuie să fie de maxim 692 pentru acordarea stimulentului. De asemenea, acordarea stimulentului este condiționată de frecventarea grădiniței. Atât părinții cât și elevii recunosc că debutul anului școlar vine la pachet cu cheltuieli uriașe. Sute de lei se cheltuiesc pe achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte la fiecare început de an școlar. În jur de 150-200. Tot cu ghiozdan sau separat? Separat. Deci înțeleg că sunt niște costuri. Sunt niște costuri, da, care trebuie să le suportăm. A fost destul de scump și caietele s-au scumpit în ultima vreme, în față de când am intrat eu între a 5-a, prețurile sunt mult, mult mai mari. Deci pot să zic că chiar s-au scumpit. Ghiozdanul m-a costat în jur de 500 de ron. Caietele, pixurile, creioanele, ghiozdanul. Asta pentru tot anul școlar? O să ți ajungă pentru tot anul școlar? Și da și nu. Să spunem că da. Toți cei care doresc să primească ajutorul trebuie să depună cerere, chiar și cei care au deja cardul de anul trecut, pentru că situația financiară sau familială se poate schimba. Cei care nu au carduri și vor fi declarați eligibili vor aștepta să se emită cardurile pe numele lor, iar cei care le au deja și sunt declarați acum eligibili vor primi cei 500 de lei pe cardurile de anul trecut.